Bun găsit, vă spunem, dragi prieteni, de la această oră îl avem alături de noi pe domnul Adrian Dumitru Bughiu. Într-o perioadă în care toată lumea e în concediu, observăm că la Direcția pentru Sport și Tineret Argeș se muncește, se urmărește și Jocurile Olimpice din cadrul instituției. Domnule Bughiu, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Cum e să munciți într-o perioadă în care mai toată lumea e în concediu? Știți cum e, datoria se ține cu rândul. Într-adevăr, e o perioadă mai liniștită, ca să-i spun așa, și nu cred că doar la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, ci în general observ o liniște în cadrul instituțiilor publice în general, în Pitești în special, parcă. Sunteți cam bronzat, ați fost la Rio cumva? Mi-aș fi dorit, da, bună întrebare. Mi-aș fi plăcut, cu adevărat mi-aș fi plăcut. Orice participare la Jocurile Olimpice, fie și doar ca spectator, cred că e de bun augur și ar fi o experiență foarte frumoasă. Poate la următoarele Jocuri Olimpice, cine știe. Da, ne ajută. Domnule Bughiu, 1-1-2. Poate că nu e o glumă, poate că sună puțin așa hazleu, însă acesta e numărul de medalii al României. Da, putem să facem și un joc de cuvinte sau putem să facem câteva în glume pe seama acestui aspect. 1-1-2 se seamănă ca apelul de urgență. Am tot citit zilele acestea multe, foarte multe opinii și pro și contra despre situația în care se găsește sportul românesc, coroborată cu prestația delegației României la aceste Jocuri Olimpice. Încerc să-mi păstrez și o echidistanță și un echilibru și am citit și printre rânduri. Părerile într-adevăr sunt împărțite și chiar și în sentimentele mele sunt asemănătoare. Nu pot să spun că nu mă doare, că am ajuns să trăim oarecum din amintiri, nu pot să zic că nu mă simt frustrat de faptul că n-am reușit rezultate mai bune acolo unde aveam așteptări legitime, să zicem, la handball, de exemplu, chiar și la gimnastică, deși... Cred că mai mult ne doream acolo decât așteptam. Știți cum e și cu... Am reușit să reintroducem în circuit pe Ponor și pe Drăgulescu și am avut speranțe de la ei cam cum am avut de la Sân Mărtean în meciul cu Albania. Cam aici putem să jonglăm cu jocul de cuvinte. Ce să spun? Culegem ceea ce am semănat și nu de ieri, de azi, ci de ceva vreme în urmă. Repet, am citit mult în ultima perioadă pe marginea analizelor. S-au întâmplat și multe, ce-i drept. Da. Am văzut fel de fel de comparații cu țări din jurul nostru, mult mai mici și ca întindere și ca număr de populație decât România, și care înregistrează, iată, Ungaria înregistrează niște rezultate, hai să le spunem, fabuloase, raportate la ce vă spuneam, la dimensiunea țării și la dimensiunea, la numărul de locuitori. Acum nu știu ce vreți dumneavoastră să mă întrebați, că am putea să vorbim, să ne dăm cu părerea 2-3 ore. Mie mi se pare ciudat, am văzut conducătorii de la CUSR, adică se întorc de la Rio, vin spre București, verifică anumite lucruri, apoi pleacă iară spre Rio, cu siguranță. Astea se întâmplă pe banii CUSR-ului, dar pleci așa, parcă Rio ar fi București-Pitești, așa. N-avem să știți dacă pe banii CUSR-ului sau nu. Ideea este că... Facem conferință, nu mai facem, ne dăm demisia. Aici altă. Sunt două chestiuni total diferite. Am avut și eu o mică poziție pe o rețea de socializare vis-a-vis de comunicatul primit de la CUSR, semnat de Alin Petrachi, în care spunea că își depune mandatul. E, din punctul meu de vedere, și susțin cu tărie faptul că este cea mai neinspirată, ca să nu zic cea mai proastă ieșire în publica președintului CUSR, ca moment cel puțin, adică la mijlocul jocurilor, când încă mai existau speranțe, în condițiile în care oricum moralul
sportivul nostru nu e unul foarte ridicat, ba chiar e șifonat, să ieși cu un astfel de comunicat în care să lasă să-i citească printre rânduri derapaje în interiorul CSR-ului, e, repet, e total nefericit de prost augur. Da, repet, ăștia suntem cu ăștia defilăm, probabil se vor mai spune multe lucruri și după ce se vor încheia aceste jocuri, lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că suntem într-o țară care sper eu, îmi place să cred că am învățat să ia atitudine și nu ne mai putem mulțumi cu nici cu puțin, nici să lăsăm lucrurile să curgă într-o direcție nefavorabilă. O să iasă deranj mare, dacă îmi permiteți termenul, și cu și vis-a-vis de echipamentele contrafăcute cu care au fost îmbrăcați sportivii noștri. Nu este posibil, chiar impardonabil și inadmisibil să se întâmple așa ceva. Lotul olimpic al echipei României să fie îmbrăcat cu niște echipamente luate din piață, între ghilimele, sau cel puțin calitatea așa arăta. Până la urmă, totul se leagă, picătură cu picătură, iată că din toate aceste lucruri rezultă rezultatele pe care le-am obținut până acum. Ne-am medalii tot mai puține de la ediție la ediție. Cum e acest număr 4? Iar revin, mă văd nevoit să revin la o discuție pe care am avut-o și cu dumneavoastră în urmă cu 4 ani de zile. Facem o radiografie a jocurilor de la Londra și în urma celor 9 medalii eu am spus că e un rezultat foarte, foarte bun. Da, știu. La știu cum funcționează. Da. Și a spus, ne mai auzim și peste 4 ani. Exact, și o să vedeți că lucrurile vor sta mult mai rău. Din păcate am avut dreptate. Mi-aș fi dorit din tot sufletul, spun, să nu fi avut dreptate, dar repet, culegem ceea ce am semănat. Pentru că n-am pregătit corespunzător acest ciclu olimpic, nu este suficient doar să pui niște bani pe tavă, pentru că am văzut, acum fac o paranteză, au fost diverse poziții care spuneau că sportul este subfinanțat. Nu, eu cred că nu este slab finanțat, este finanțat defectos, prost. Banii sunt cheltuiți nejudicios, dacă îmi permiteți termenul. Pentru că nu există un sistem clar de finanțare a disciplinelor sportive sau măcar a performanțelor sau a altelor performanțe sportive. De aici se pleacă. Finanțăm oarecum valoarea precară, pentru că chiar și dumneavoastră, dacă cineva v-ar pune $1,000,000 de dolari pe masă să luați medalie la Jocurile Olimpice, cu milionul de euro tot nu puteți să faceți performanța asta, nu puteți să ajungeți la Jocurile Olimpice, probabil, dar pe să luați medalii. Cam așa se rezumă. Degeaba finanțăm, pentru că am văzut și raportul Ministerului Tineretului și Sportului dinainte de ajungerea la Rio, în care se arătau ce sume au fost alocate. Sumele au crescut exponențial de la jocuri la jocuri și rezultatele au scăzut exponențial de la jocuri la jocuri. Deci, cred că vina sau problema trebuie căutată mult, mult, mult mai adânc. După Revoluție, sportul școlar și sportul universitar din România a decăzut sau a fost lăsat în uitare într-un mod dramatic și astea sunt consecințele acestui lucru. Deci atâta timp cât nu avem o strategie bine pusă la punct, care să aibă în centru sportul școlar și sportul universitar, nu putem să avem o bază de selecție sănătoasă pentru discipline sportive, nu putem să creștem copiii spre performanță și spre înaltă performanță și vom ajunge ca la următoarele Jocuri Olimpice să luăm accidental vreo medalie, iar la celelalte Jocuri Olimpice să nu mai reușim să mai calificăm sportivi. Lucru care
ar trebui să dea de gândit tuturor, pentru că sportul, dincolo de faima care ar putea să o aducă și de și aici mă refer la sportul de performanță și înaltă performanță, gândiți-vă că sportul, fără să folosim cuvinte mari, asigură sănătatea sau contribuie la sănătatea populației, cel puțin a celor din mediul tânăr. Da. Vreau să ați urmărit partida de box în care Mihai Nistor a pierdut sau a fost furat. Cum vi s-a părut acel meci? Ce gust v-a lăsat? General am urmărit cel puțin atunci când se desfășoară noaptea, am urmărit cam întreaga desfășurare a Jocurilor Olimpice. Da, a fost frustrant. Cred că și acum plătim tribut, eu știu, scandalului pe care l-a avut rudele Obrejan în trecut cu diriguitorii boxului la nivel mondial. Lucru absolut nedrept, pentru că Jocurile Olimpice ar trebui să fie un eveniment care să nu lase loc de interpretări, care să nu pună la îndoială valoarea. Un eveniment care să te umple de bucurie, nu de frustrare. Acum, nu știu până unde ar fi mers sportivul nostru, dar e clar că la meciul respectiv a fost absolut, era învingător în ring, fără niciun fel de dubiu. Toată lumea, cu subiectivismul obligatoriu și al spectatorilor și a telespectatorilor, l-au văzut învingător. Din păcate, rezultatul a fost acela pe care l-ați văzut și dumneavoastră și oarecum incredibil. Finalul lui Robert Glință v-a bucurat? Am spus, Robert, și iar vreau să mă întorc la o discuție pe care am avut-o înainte de jocuri, în care spuneam că nu vor fi, sau nu va fi Olimpiada, nu vor fi jocurile lui Robert Glință acum. Nu este momentul lui. Faptul că a reușit să se califice este absolut îmbucurător. Faptul că a reușit să prindă finala este jos pălăria și este o bucurie în condițiile în care, iată, din urmă nu mai vine nimic sau rezultatele sportive sunt de înaltă clasă, sunt tot mai rare. Potențialul lui Robert este imens și ar trebui să fie fructificat la următoarele Jocuri Olimpice. Dar asta ține și de el, pentru că înțeleg că vrea să urmeze o universitate în Statele Unite și de acolo pot interveni diverse modificări. Da. Dorește o universitate și pentru a se pregăti pe plan sportiv, nu neapărat pentru a profunda studiile. Da, deci repet, actualele rezultate recomandă, tinerețea recomandă, fizicul recomandă și seriozitatea. Și se bucură și de sprijinul familiei, lucru absolut deloc de neglijat. Dați-mi voie să-i prevăd un viitor luminos. Nu ne jucăm cuvintele, dar da, cred că Robert va performa pe viitor. Da, să sperăm că așa o să fie. Domnule Bughiu, mai sunt multe de spus despre Olimpiadă. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu partea a doua să discutăm despre rezultatele obținute, despre sportiv, dar și despre DGCT Argeș și despre ce urmează pentru instituție în perioada următoare. Sigur.